Partea a treia din test drive, îmi pare rău că a durat atât, între timp a scăzut și temperatura, sunt cu vreo 20 de grade mai puțin, dar asta este, am avut niște probleme cu BMS-urile. A trebuit să schimb cele două BMS-uri de 20 de amperi. E o poveste lungă, dar pe scurt a trebuit să le schimb pentru că sunt prea slabe pentru puterea pe care o are trotineta, motoarele, contorurile, tot ce e pe ea. Și am pus frumos BMS de 60 de amperi, totul este bine acum, dar... Între timp a trebuit să fac un ciclu de încărcare-descărcare și consumând bateria ca să ajung la nivelul la care am rămas, am luat frumoasă groapă de... am crezut că mi s-a rupt trotineta. Trotineta nu are nimic, dar discul meu de pe față e daună totală, așa că astăzi o să merg cu etrierul de pe față dat jos, pus aici cu șoricei, că ăsta n-am reușit să-l îndrept, este ovalizat complet. Și o să merg mai încet azi, având în vedere că e și așa bateria pe terminate, mergem mai încet și tot cu două motoare, tot aceeași greutate o am, avem 46,1V, în testul trecut am rămas cu 46,2, deci suntem tot pe acolo. Dăm acum la P1 parcă sau nu mai știu, ca să vedem la cât taie curentul. La P1 avem 415, adică taie la 41,5 curentul. Așa a fost mereu setat, așa o să las. Când ajunge la 41,5 a murit bateria. Așadar, între timp i-am montat și protecție frumoasă de la Constantin, căruia îi mulțumesc din nou. Bine, asta e pentru a proteja mai mult lucrurile din jur, cum ar fi liftul, cum ar fi autobuzul ăsta, dacă trec pe lângă el, pe trotineta. Așa că să-i dăm drumul să vedem acum cât mai avem de mers. Pentru cine n-a văzut testele 1 și 2, le găsiți pe canal, am mers 20 de km în fiecare parte, în total 40, și acum vedem calculul final. Dăm drumul la Strava, start. Deci 4,6 km. Asta a fost. I-am dat o dată mai tare și a murit. Ce să zic, ăsta a fost cel mai scurt test. 0,28 km am mers. O să pornesc trotineta din alarmă. Trebuia să-i dau mai încet. Da, a murit complet. Îmi pare rău, asta este. Așa se întâmplă dacă dăm dual motor, dăm viteză și avem și o greutate de 80 de kg. Acum, dacă tot a fost așa de scurtă plimbarea asta, o să vă pun niște poze pe ecran ca să vedeți cât de frumos a ieșit toată lucrarea cu BMS și carcasa din textolit și ce am mai făcut pe acolo. A ieșit puțin mai mare decât era înainte, dar pot să zic că a încăput într-o tinetă. Doar că a trebuit să mai meșteresc puțin la fire, cum ar fi cablurile de încărcare, în loc să vină pe aici, cum erau înainte, printr-o gaură de leduri, acum vin pe afară, pe aici, se duc sus și după aia intră pe aici. Pentru că n-am mai avut loc să pun niciun, absolut niciun cablu, nici măcar mufele de alimentare în placă. Și de asta am scos absolut tot, am lăsat doar bateria acolo. După care a trebuit să echilibrez celulele pentru că BMS-ul pe care l-am pus are echilibrare pe încărcare. Asta înseamnă că
am pus trotineta la încărcat maxim, după care am lăsat-o până s-a făcut becul verde și după care am băgat-o din nou până s-a făcut becul ăla, a rămas verde, pentru că dacă o scoatem și o băgăm din nou în priză, el se face din nou roșu. Asta înseamnă că BMS-ul așteaptă după celulele neîncărcate să ajungă la nivelul celorlalte. Acum voi puteți să judecați în funcție de cum a mers, vi se pare puțin, vi se pare mult. Eu zic că e ok, având în vedere că i-am dat blană, a mers aproape tot drumul la viteză maximă, oprit și accelerări bruște la viteză maximă, mereu trăgaciu apăsat la maxim. A fost un test destul de forță pe exprimarea curentă, destul de agresiv. Dacă vreți să fac și un test pe viteza a doua sau un test pe un singur motor sau nu știu, sunt foarte multe variante. Ce vreți să fac, spuneți-mi în comentarii și dacă se adună mai multe comentarii pe același model de test, îl facem. Până atunci, să ne pregătim de toamnă.